Ce ați făcut acolo pe Vifor? Da, ziceți bine, dealul Vifor este o formă de relief din Cernavodă, situat în partea dreaptă a autostrăzii A2, spre comuna Rasova-Cochirleni. Pe acest deal sunt construcții noi, care au fost realizate ca urmare a lotizării terenurilor și se dezvoltă un cartier interesant de locuințe. Tot în acea zonă se află și hidroforul orașului, locul unde se magazinează apa pentru funcționarea sistemului de apă și canalizare din Cernavodă. Și de asemenea, în acea zonă a fost construită cu fonduri europene în anii precedenți de către un investitor privat o cramă modernă. Toată acea zonă este o zonă de dezvoltare urbanistică și având în vedere faptul că reprezintă o zonă cu potențial de dezvoltare, domnul primar Liviu Negoiță a propus extinderea rețelei de alimentare cu energie electrică și de asemenea îmbunătățirea sistemului de iluminat public, pentru că accesul în acea zonă era ca într-o insulă aflată în întuneric, în beznă. Ori mai nou drumul a fost amenajat prin pietruire și s-a montat o rețea modernă cu ajutorul unui agent economic performant din Cernavodă, care a făcut chiar o lucrare pe care eu apreciez ca fiind de foarte bună calitate. Oamenii cu care am discutat și care locuiesc în zona acolo mi-au confirmat că este o calitate bună a lucrării, că au beneficiat din iluminat corespunzător și mai mult decât atât și rețeaua de alimentare cu energie electrică pentru casnic a fost îmbunătățită, astfel încât parametrii de tensiune și frecvență să fie respectați și oamenii să-și poată utiliza tot ce înseamnă electrocasnice, iluminat, centrale și altele asemenea la întreaga lor capacitate. După ani de zile în care cetățenii de acolo erau foarte nemulțumiți de situația aceasta a iluminatului public și alimentării cu energie, s-a ajuns, iată, la un moment de mulțumire, de satisfacție foarte mare și de normalitate până la urmă, pentru că noi acum avem în plan să facem la primărie electrificarea tuturor zonelor care sunt neelectrificate în oraș. Există, ca în orice localitate, zone care s-au dezvoltat cu construcții noi și în care atât iluminatul public lipsește, dar și alimentarea cu energie pentru casnic se face doar pe organizare de șantier. Ori organizarea de șantier este o situație temporară, provizorie. Noi trebuie să ajungem la o situație în care oamenii să beneficieze de energie electrică și de un iluminat corespunzător, de siguranță până la urmă, între ele de zi cu zi. E genul de lucrare grea sau... Este un gen de lucrare greu pentru că rețelele respective nu sunt foarte echilibrate. Posturile de transformare nu sunt în apropierea acestor zone noi. În general, posturile de transformare au rămas construite în zonele vechi. Și atunci, cu cât prelungești mai mult rețeaua, cu atât ea se dezechilibrează și apar scăderi mari de tensiune. Sigur, primăria va investi inclusiv în transformatoare și va asigura condiții normale și în locuințele noi. Suntem pe dealul Vifor. La începutul mandatului nostru a venit la domnul primar, au venit cetățenii din zona asta și au zis că ei sunt nepăstuiți, că nu au energie, că nu au iluminat și s-a făcut proiect, s-a rezolvat cu iluminatul, acum îi vom racorda și pe cetățeni. În iarnă nu au trecut niciun utilaj pe aici de când suntem noi. Noi am venit și i-am dezepezit pe cei din zona de aici. Deci, cum v-am spus, noi atacăm toate zonele din Cernavodă. Nu contează cine pe cine a votat, noi atacăm toate zonele din Cernavodă. Începând din Trust, unde s-a făcut piațeta din Trust, până în Columbia, unde se asfaltează și toată Columbia se face, cartierul Columbia, cum îi se spune, care se fac toate străzile și toate trotuarele. Asta e un cartier mai nou? Asta e un cartier mai nou, într-adevăr, în zona asta văd că cei cu stare își fac case aici, pentru că nici nu sunt utilități, apă caldă, căldură nu sunt, deci trebuie să-și pună centrale. Acum au curent și, bineînțeles, va urma canalizare, dar e o zonă rezidențială, pot să zic așa, și se transformă cu încetul, încetul cu încetul. Discutăm de realizarea unui sistem de iluminat într-un cartier care nu a beneficiat până astăzi de iluminat public. Astăzi sunt în jur de maxim 50 de locuințe în zona respectivă, însă există posibilitatea de extindere pe zonă. S-a construit anul acesta un sistem de iluminat public stradal
de aproximativ 40 de stâlpi, având stâlpi din confecție metalică de înălțime aproximativ 7 metri, corpuri de iluminat eficient energetic cu un consum de 70 de W per bucată. Toată investiția, o lungime de aproximativ 1 km 100, s-a dus la 420.000 de lei, cu TVA inclus. Lucrarea este deja recepționată, pusă în funcțiune, urmând consumatorii să aibă posibilitatea, prin contract cu Enel, să beneficieze de racorduri la iluminat. Totodată, acest proces îl avem iarăși în proiectare pentru alte zone de extindere. Acolo unde nu există astăzi, din cauza dezvoltării orașului, nu există iluminat public. Practic, el face trecerea de la statutul de electrificare de șantier la... În mare parte, majoritatea cam în această variantă au mers, ba mai mult, fiind un teren în extravilan până acum vreo 3 ani. Mulți proprietari și-au construit ferme sau alte posibilități ca să-și construiască acele locuințe și, neavând posibilitatea de a se racorda la iluminat, s-a mers pe diverse forme, precum organizare de șantier sau branșamente la curent, dar de la distanțe foarte mari. Astăzi există posibilitatea fiecare să beneficieze printr-un contract cu Enel de un nou racord de electricitate. Asta cu șantierul e o stare de provizorat. Este o stare de provizorat care în anumite cazuri se cam extinde mai mult decât era necesar. A fost nevoie și de punctele de transformare? Da. Proiectul a inclus inclusiv punctele de transformare, stâlpi, corpuri, e un proiect complet.